Bună! Sunt Carolina și astăzi vreau să vorbim despre regenerarea celulelor beta a pancreasului. Dacă vorbim de celulele beta, avem în vedere de celulele care produc insulină. Celulele Langerhans din pancreas care produc insulină. Dar insulina, după câte noi știm, el ajută ca glucoza să intre în celulă. Și din cauza că noi cam vreo 20 de ani, 15-20 de ani, până ajungem la 50-60 de ani, noi suntem în rezistență la insulină, cu timpul celulele beta sunt sau diminuate în număr, sau ele nu se pot produce atâta cât trebuie, sau diferite situații, în orice caz nu se mai produce suficientă insulină și, cu părere de rău, glicemia se ridică foarte sus în sânge. Despre reglarea insulinii și glucozei eu am un film, o să vă rog frumos să-l priviți. La sfârșitul filmului eu am să pun filmul direct ca să vă duceți la el. Dar dacă să vorbim de regenerarea celulelor beta, aici vreau să vorbim despre elemente, adică despre minerale, despre aciși și despre suplimente care pot să ne ajute pe noi pentru a produce sau a restabili funcția celulelor beta. Haideți să ne oprim la zinc. În privința la zinc, ce eu vreau să aduc aminte? Eu am un filmuleț despre reglarea echilibrului zincului, cuprului și ferului la noi în corp și vreau să vă atrag atenție. Că dacă vă duceți la laborator și vedeți că zincul e pe limita de jos sau mai jos de limită sau e foarte, foarte aproape de limita de jos, clar că trebuie să-l suplimentați, de exemplu, cu zinc picolinat. Ok. Dar în goana de a crește zincul, foarte atent, că când o să crească zincul sus, s-ar putea să cadă cuprul. Fiindcă cuprul este într-un echilibru cu zincul, într-o interdependență. Bine ar fi ele să fie echilibrate. Și ce înseamnă asta? Că când cuprul o să cadă jos, ca răspuns la nivelul de cupru, însuși ciroplasmina conține cupru, dar ca răspuns la acest cupru, ficatul o să producă mai puțină ciroplasmina. Dar el ne trebuie ciroplasmina pentru fer, pentru conversia, pentru reacție de oxidare a ferului din F2, din fer 2 în fer 3 și pentru ca ferul să ajungă la transferină, ca și cum să fie adus la ușa transferinii. Așa că atenție la capitolul zinc. Ce ține de magneziu? Magneziu este un element care poate, în principiu, fi suplimentat practic continuu, cu foarte mici pauze, fiindcă magneziu se consumă foarte mult și se pierde foarte mult în urină. Doar de când magneziul la noi este în echilibru cu calciu. Dacă întâmplător v-ați dus la laborator și ați văzut că magneziul e foarte sus, pur întâmplător, înseamnă că atenție la calciu. S-ar putea că calciu e la pământ. Dar de ce calciu e la pământ? Fiindcă nu este nivelul necesar de vitamina D. Vitamina D pentru calciu e la fel a filmuleță. Ce ține de elementul cromium? Cromium este foarte, foarte important pentru celulele beta, pentru reglarea insulinii, pentru receptorii la insulină și așa mai departe. El se folosește în doza 250 de mg, 500 de mg și asta e de dorit să fie cromium picolinat. Dar ideea că noi nu trebuie să luăm atâta cromium până ajungem în condiții când ajungem în hipoglicemie. Adică cromium suplimentează o lună, două, maxim trei, iarăși ar fi bine de văzut nivelul hemoglobinei glicate, nivelul glucozei, nivelul insulinii, ca să înțelegem unde noi suntem când reglăm nivelul de cromium. La fel vreau să vă aduc aminte că totuși mineralele, statutul nutrițional îl cunoaște bine un nutriționist, dar dacă să priviți toate filmulețele în ansamblu și să acordați mai mult timp sănătății, eu cred că o persoană se poate descurca și singură. Inositolul. Inositolul este o formă veche, era denumită ca vitamina B8, dar când s-au clasificat vitaminele, s-au hotărât că totuși ea e o substanță aparte. Inositolul, dar mai degrabă maio-inositol, are un efect pozitiv pentru celula beta a pancreasului, la fel cum însuși pentru receptor și pentru insulină. El foarte bine ajută ca glucoza să intre în celulă, ca celula să nu fie rezistentă la insulină. Adică el foarte bine ajută atunci când noi avem rezistență la insulină. Da, la fel și în diabet tip 2. Dacă să vorbim de aciși grași, aciși grași, ca de obicei, asta e omega-3 și asta e acidul alfa-lipoic. Ce ține de acidul alfa-lipoic, eu aș fi spus așa, că bine ar fi de început cu doze mici, gen 300 de miligrame, 500 de miligrame, fiindcă la capitolul 900 de miligrame, persoana poate slăbi foarte repede
din cauza că glucoza foarte activă intră în celulă, se metabolizează foarte repede, dar vreau să vă atrag atenție că pot fi căderi hipoglicemice. De aceea, aș zice așa, că acidul alfa-lipoic el poate fi o minune pentru cineva care vrea să slăbească repede, dar vreau să vă aduc aminte că toxinele la noi se păstrează în țesutul adipos. Și asta ar însemna că noi o să exagerăm cu acidul alfa-lipoic, s-ar putea să slăbim foarte repede. Și nu-i chiar de dorit, fiindcă în fluxul sanguinus s-arunc și foarte multe toxine, metaboliți care s-au ascuns, s-au protejat în țesutul adipos și aș spune că să fim foarte atenți. Gen are impact asupra receptorilor, asupra insulinii, în general el merge și ca antioxidant, e un preparat foarte bun, doar dacă el se ia foarte atent, vă propun de la doze foarte mici de 300 de miligrame și urmărind analizele, pentru că totuși se ia totul individual, fiecare om e unicat. Nu putem să spunem că la 10 oameni dăm exact la fel același tratament. Am ajuns la suplimente, la plante medicinale. Eu am pus informația pe slide-uri, printre ele este gimnema silvestre, este pepinele amar, scurțișoara, foarte bine cunoscută. Și cred că de tulsi ați auzit toți, de tulsi în general au auzit foarte mulți. Noi dacă vorbim de regenerarea celulelor beta, are un impact colosal, sunt foarte multe studii în PubMed. Eu am să pun la subsol link-uri mai multe ca să puteți să vă uitați în PubMed diferite sau este din Nutrients, din jurnal, adică ca să vedeți studiile. Și ca idee vreau să spun că organismul este un ansamblu de diferite procese. Nu putem să ne uităm la regenerarea țesuturilor beta, ca noi trebuie să înțelegem cauza, de ce s-au ajuns la daunele acestor celule beta. Da, posibil că persoana a fost mult timp în rezistență la insulină, insulina în indicator de ani de zile a fost 20, 24, 27, persoana nici măcar nu a verificat. Adică dacă o persoană era să uite în analize, era să aibă grijă ca cifra de insulină să nu crească peste 6, 4, 5, 6, să nu crească mai mult, păi atunci nu era să ajungă la necesarul de a regenera celulele beta. Mai mult decât atât, vreau să spun că în goana de a nu mânca lipide, persoanele au în continuu duodenită, fiindcă bila nu poate coborî aciditatea din duoden, fiindcă din stomac vine mediul acid și asta aduce la inflamația sfincterului Oddi. Enzimele nu se pot în plină amploare elibera în duoden, la fel și celulele beta din pancreas. Adică noi putem să aducem daune celulelor beta din pancreas, precum și enzimelor noastre proteolitice, atât de importante, doar prin nepăsarea noastră și prin faptul că noi ascultăm reclama care ne spune ceva. Și eu zic că e timpul să ascultăm cu inima, cu vibrația noastră, să spunem, noi credem informația asta sau nu? Nu ne face bine lipsa asta totală de lipide sau nu? Atât pentru ziua de astăzi. Eu vreau să vă spun că noi multe putem să învățăm. Dacă noi tare dorim, noi suntem în stare să ne învățăm de multe. Pentru cei care vor primul pas să o facă alături de mine, eu ofer servicii de consultanță. Puteți să-mi scrieți la numărul de WhatsApp scris la subsol și la e-mail carolina.magda@nutrition.ro. Atât pentru ziua de astăzi. Vă urez toate frumoase. Fiți sănătoși!